Tinerii din orașul Hațe care nu au o locuință pot depune cerere la primărie pentru a beneficia de unul dintre cele 36 de apartamente ce urmează a fi construite pe strada Victor Vabeș, ce vor putea fi doar închiriate. Investiția în valoare de aproximativ 3 milioane de euro va consta în construirea de noi locuințe pentru tinerii din grupurile și comunitățile marginalizate, respectiv 6 module de locuit, cuprinzând 36 de apartamente. Clădirile vor avea un consum de energie aproape egal cu zero, cu o performanță energetică foarte ridicată, la care necesarul de energie din surse convenționale este aproape egal cu zero sau este foarte scăzut și este acoperit, în cea mai mare măsură, cu energie din surse regenerabile. Am semnat un nou contract pentru construirea de locuințe pentru tineri, locuințe cu eficiență energetică foarte ridicată. Este vorba de un contract în valoare de 15 milioane de lei, aproximativ 3 milioane de euro, prin care vom construi 36 de apartamente pentru tineri, apartamente foarte frumoase, apartamente spațioase, fiecare apartament va avea 70 de metri pătrați. Vor fi locuri de parcare, zone verzi în jurul blocurilor. Cred că va fi o zonă foarte frumoasă. De asemenea, tot în aceeași zonă am semnat un contract în care vom construi încă 8 apartamente de acest gen. În total sunt 44 de apartamente pentru care vor fi alocate tinerilor din orașul Hațe, care nu au o locuință la momentul actual. Beneficiarii acestor apartamente care vor aparține de primărie trebuie să fie tineri cu vârsta de până în 35 de ani din Hațe, care nu au o altă locuință. Aceștia nu vor putea să cumpere aceste apartamente, ci vor putea doar să le închirieze. Regulamentul va fi stabilit în perioada următoare în ședința de Consiliul Local.